Depărtare, luptă, zgomot mare. Atunci știu că mulți sunt prinși de păcat viclean. Îndoiala și frica în zadar îmi fac chemare. Nimic nu mă scoate din canal. Eu locuiesc pe munte, sub un cer clar.
Furtuna și îndoiala, lumea o frământă, omenirea e în luptă cu vechiul dușman. Sigur sunt cu-a mea viață în cetatea sfântă și n-am frică, eu trăiesc în Canaan. Eu locuiesc pe munte, sub cetra și senin, eu am cât îi place, nimic nu-mi va face. Adăpost și siguranță la Domnul eu am. Acolo e strălucire, liniște și pace. Eu pe vest sunt sigur în Canaan. Eu locuiesc pe munte, sub un cer clar și senin. Beau apă din izvorul. Ați invitați, dați-mi voie să vă salut cu Hristos a înviat. Hristos a înviat. Cam așa, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor invitaților care, chiar dacă timpul mai așa amenințător cu ploaie, sunteți aici, ați venit. Mulțumim fraților din zonă, din satele din jur, de unde ați venit, prietenilor invitați, tuturor. Bine ați venit și Domnul să vă binecuvinteze. Când vă văd pe dumneavoastră, am în față un stadion de fotbal. Mulțumesc Domnului că în sfârșit vin oamenii și la lucruri spirituale, nu numai la fotbal. Motivul pentru care noi suntem aici este să-L lăudăm pe Domnul, așa spune Psalmul 117. Lăudați-L pe Domnul toate popoarele, lăudați-L toate neamurile, căci mare este bunătatea Lui față de noi. Motivul pentru care suntem aici e dincolo de a asculta o predică sau o cântare, să-L lăudăm pe Domnul. Vreau să-L laud pe Domn pentru ploaia pe care o dă. Mulți se roagă, Doamne, fă să se oprească norii. Eu zic, Doamne, fă să treacă norii. Să treacă peste noi și de la că lasă o puțină ploaie, lăudăm pe Domnul că culturile au nevoie de ploaie. Stați liniștiți, avem un Domn care controlează totul, în mâna Lui încredințăm și timpul. Vreau să mulțumesc Domnului pentru invitații noștri, în mod special pentru grupul Speranța, cântăreți deosebiți care sunt motivul pentru care ne-am adunat aici, am invitat, le mulțumesc că sunt aici, pentru fiecare în parte, dar în mod special mulțumesc pentru unul negru de aici,
care e fratele meu, Domnul să-l binecuvinteze. El e român, numai la culoare negru, la inimă e român. Domnul să lucreze prin ei, ei sunt mai mulți cântăreți din toată țara, ei lucrează atât în țară cât și în exterior. Vrem în seara aceasta cântarea lor să fie o binecuvântare pentru noi. De asemenea, doresc să mulțumesc Domnului pentru frate Gabi Zegrean, fratele pastor care va predica cuvântul în după masa aceasta, să-i dea Domnul har. Alături de noi se află și fratele pastor Haidău. Am organizat această lucrare după masa aceasta, cele două biserici din Ineu, baptistă și penticostală. Îi salut pe toți, indiferent ce religie aveți, sunteți frații noștri, fiți binecuvântați de Domnul. În continuare, am vrea să începem lucrarea cu rugăciune. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și îl invit pe fratele Haidău să ne conducă în această rugăciune de închinare către Domnul. Tată din ceruri, închinăm înaintea Ta numele Domnului nostru Iisus Hristos. A venit, Doamne, vremea să facem evangelizare și în locul acesta Tu ai adus, Doamne, aceste vremuri de har și de binecuvântare pentru care îți mulțumim din toată inima. Oamenii vin încet, încet să asculte cuvântul lui Dumnezeu după masa aceasta, să asculte cântarea creștină înălțată pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, cât Tu ne vei permite, vom sta în locul acesta să lăudăm numele Tău și să ascultăm cuvântul Tău. Cu mulțumire în inimă venim înaintea Ta și Te rugăm, binecuvântă, Doamne, adunarea noastră. Binecuvântă, Doamne, slujirea din după masa aceasta. Binecuvântă, Doamne, cântările care vor răsuna aici pe această câmpie. Cântări despre Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, cântări de îmbărbătare, cântări de încurajare. Binecuvântă, Doamne, predica în mod special să atingă inimi, Doamne, după masa aceasta. Am vrea ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare inimă prezentă aici. Aici sunt, Doamne, frați din Biserica Penticostală, frați din Biserica Baptistă, din Biserica Ortodoxă sau alte biserici locale. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvântezi pe toți. Și aceste minute petrecute aici, Doamne, să fie de bun augur pentru sufletele noastre. Predau întreaga lucrare spirituală în mâna Ta puternică și știu că Tu care conduci norii, conduci, Doamne, și această lucrare și cât Tu ne vei permite, vom sta aici în prezența Ta, lăudându-L pe Iisus Hristos, predicându-L pe Iisus Hristos și chemând oamenii la pocăință, la Domnul Iisus. Doamne, fii cu noi și tot poporul să spunem amin. Vreau să mai mulțumesc Domnului. Puteți ocupa locurile cei care aveți scaune. Vreau să mulțumesc și autorităților locale. Și nu, în primul rând vreau să mulțumesc domnului primar care ne-a dat tot concursul să putem organiza acest program. Domnul să-l binecuvinteze. Nu știu unde e, dar dacă e aici, eu rog să vină și să aibă și dânsul un cuvânt pentru noi. Vreau să mulțumesc și celor care au deschis localul acesta, restaurantul acesta, și ne-au permis să venim aici în mod gratuit, numai să ținem programul. Domnul să-i binecuvinteze. Eu nu-i cunosc pe toți, dar începând de la șef până la chelner, Doamne, binecuvântă-i. De asemenea, doresc Domnul să-i binecuvinteze și pe polițiști și cei care au grijă de ordine aici. Le mulțumesc că m-au dat voie să vin. Încă o dată dorim în continuare să ascultăm formația sau grupul, lăudând pe Domnul și Domnul să le dea har în ceea ce fac. Și cuvântul să ne cerceteze pe toți și să-i aducă laudă Domnului. Amin. Domnul primar, dacă este. Să vină și după ce cântă formația în câteva cântări, dorim să aibă un cuvânt pentru noi. Dragii mei, vă binecuvântăm și noi numele Domnului Iisus Hristos. Ne bucurăm că în această dupămasă Dumnezeu a îngăduit să fim în locul acesta. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ca să avem și noi parte de aceeași binecuvântare, cred că nu greșesc dacă spun Domnul să ne binecuvinteze. Văd că sunteți darnici, că a spus un tare, un amin mai tare atunci când am spus Domnul să ne binecuvinteze, dar cred că și noi să doriți ca să fiți binecuvântat. De aceea încă o dată spun Dumnezeu să vă binecuvinteze.
m-am spus mai tare pentru noastră, dar vrem tot așa un amin și pentru noi. Oricum, înainte de a începe să slăvim, să lăudăm numele Domnului, aș vrea să vă întoarceți în stânga și în dreapta, la cei care sunt lângă noastră, să vă binecuvântați în numele Domnului Iisus. Vom sta un timp să dați mâna unul cu celălalt, bineînțeles, puteți să schimbați două vorbe. Probabil că sunteți din zonă sau nu v-ați întâlnit doar din când în când. Este un moment oportun să discutăm unul cu celălalt și să le spunem câteva gânduri frumoase. Este un timp binecuvântat. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce Domnul a făcut. Este o seară frumoasă în care lăudăm, îl binecuvântăm pe Domnul pentru tot ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. Suntem în locul acesta și dorința noastră este să-L lăudăm, să-L înălțăm, să-L binecuvântăm pe Cel care ne-a mântuit. Facem acest lucru de peste 20 de ani de zile în fiecare an. Venim în România, o parte din Canada, alții din America, Australia și majoritatea parte din România. Împreună îl binecuvântăm pe Domnul în casă de cultură, în săl de sport, pe stadioane. Este chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o și pentru că am primit de la Domnul mântuirea, vrem să spunem și altora despre mântuirea lui Dumnezeu. Trăim într-o lume plină de informații în care fiecare încearcă oarecum să tragă de noi, să îi urmăm pe ei, dar Domnul Iisus Hristos a spus, cine mă caută pe mine mă va găsi. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Viața pe acest pământ este foarte scurtă, dar după ce vom pleca din lumea aceasta, va veni veșnicia. Depinde pentru cine, cui i-am slujit pe acest pământ. Dacă l-am slujit pe Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne va primi și vom cânta și îl vom lăuda o veșnicie. În această seară, cântările care le vom cânta, tot ceea ce se va face în locul acesta, va fi spre slava lui Dumnezeu și vrem să vă îndrenăm. Să slujiți pe Domnul, să-L binecuvântați pe Domnul din toată inima. Cântul care îl vom cânta spune, numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune, numele Tău e mai presus de orice nume. Doamne, ți-aducem închinare, Dumnezeu, puternic și sfânt, ți-aduce slavă și onoare, căci Tu ai spus, eu sunt acel ce sunt. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. În fața Ta se pleacă toate, pământul și cerul sublim. Venim și noi cu inimile noastre să Te lăudăm, să Te slăvim. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău lauda, slava și închinare este Dumnezeu. De aceea haideți împreună să cântăm, numele Tău e minunat. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele
Iisus de orice nume. Numele Tău, numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău, Doamne, numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău. Lăudați să fie Domnul. Vrem să vă spunem pentru cei care probabil aveți prieteni acasă și n-au putut să vină, dacă puteți să le trimiteți un mesaj, să le spuneți că programul din această dupămasă este transmis live. Chiar acum e pot să vadă programul din această dupămasă la speranța.ro, speranța.ro sau pe canalul YouTube Speranța Media. Haideți în continuare să-L binecuvântăm pe Domnul, pe Cel care a venit în lumea aceasta și a dat viața pentru mine și pentru tine. Cântul următor este ca și o rugăciune în care spunem Domnului, Doamne, venim la poala crucii. Venim să-ți cerem îndurare, venim din beznă, din noroi, de acolo, din păcat și spunem, Doamne, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi, pentru că doar prin Dumnezeu noi avem biruință, doar prin El avem iertare de păcate. Lăudați să fie numele Lui! Venim la poala crucii tale, venim să-ți cerem îndurare, venim din beznă și noroi, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Venim la poala crucii tale, venim să-ți cerem îndurare, venim din beznă și noroi, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi, putere înnoită. Cu fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi, putere. Poala crucii tale, venim să-ți cerem îndurare, venim din beznă și noroi, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Venim, venim la poala crucii tale, venim să-ți cerem îndurare, venim din beznă și noroi, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi, putere înnoită. Cu fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi, putere înnoită. Că-s fără Duh
Ce mare ar să avem în dar iertare, să știm că vina noastră ai plătit. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Ce mare ar să avem în dar iertare, să știm că vina noastră ai plătit. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Ce mare har! Ce mare har să avem în dar iertare, să știm că vina noastră ai plătit. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Ce mare har să avem în dar iertare, să știm că vina noastră ai plătit. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Te cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deschide inima, e poate ultima ta șansă. Nu-L refuza. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Invităm pe domnul primar care să vină aici în față să aducă câteva gânduri pentru noastră. Ne bucurăm că este împreună cu noi. Dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Comuna Ineu, tuturor care faceți parte din această comună și celor care nu faceți parte din această comună. Mă bucur că am fost promotorul acestei acțiuni organizate, cea mai mare evangelizare avută vreodată în această comună, în Comuna Ineu. Îmi doresc împreună cu acești minunați păstori de la cele două biserici din Comuna Ineu, Biserica Pentecostală și Biserica Baptistă, să facem cât mai multe evenimente din astea, pentru că astea ne vor uni pe noi. Pentru că eu sunt politician și fac politică, dar un singur lucru pot să vă spun, politicul, din păcate, în ziua de astăzi dezbină. Nu vreau să fim dezbinați, vreau să fim uniți. Îi mulțumesc prietenului meu și probabil că o să-l umplu de laudă acestui complex minunat Kingsland, care de fiecare dată, de câte ori îi lansez o invitație, cu drag o primește și ne găzduiește aici, exact cum a spus și frații păstori înaintea mea, antivorbitorii mei, deci gratuit. Ne bucură de această manifestare, ne bucurăm și noi toți. Vă doresc multă sănătate tuturor și familiilor dumneavoastră și, în ultimul rând, cred că și dumneavoastră, eu îmi doresc un singur lucru. Dumnezeu să binecuvânteze Comuna Ineu. Amin. Mulțumesc și încă o dată și speranța care, pe parcursul acestei zile și seri minunate, ne va însoți de cântările lor speciale. Mulțumesc păstorilor din cele două biserici, Biserica Baptistă și Biserica Pentecostală de la Ineu, și domnului păstor de la Bistrița Năsăud, dacă bine m-am exprimat. Mulțumesc încă o dată, sănătate tuturor și scuzați-mă că și emoțiile sunt mari, pentru că și dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim! Dumnezeu să-L binecuvinteze. Dumnezeu să-L binecuvinteze pe cei de aici care ne-au oferit spațiul acesta și nouă și dumneavoastră. Uitați, la ieșire puteți să cumpărați câte un suc de acolo. Sau dacă vă grăbiți, mai veniți altă dată. Am primit aici un telefon în față, dar nu, pentru telefonul nu este pentru mine, ci este doar o informație pe el. O mașină blochează o intersecție. Este mașină de Bihor, 76FMT. Proprietarul mașinii este rugat să meargă să o mute. Este aici loc mare de parcare, puteți să o puneți undeva mai într-o parte. Vine ploaia. Cum e poezia? Vă spuneam la început că Dumnezeu este Cel care dă ploaia. Noi ne place atunci când slujim Domnului să fie totul frumos, nu? Dar nu totdeauna a fost și este așa, pentru că Dumnezeu în această dupămasă vrea să vadă cât de mult îl iubim noi pe El. Fugim de ploaie sau rămânem să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Vom continua să stăvim, să binecuvântăm pe Domnul, ne încredem în Domnul, pentru că Domnul este cetățuia noastră.
cățuia mea, ești adăpostul meu în vreme grea. Doamne, Tu ești pavăză și scut, Tu mă ridici când sunt căzut. Viața mea e în mâna Ta, poți să faci ce vrei cu ea. Poate ajuta. Doar la Tine, Doamne, eu găsesc pace și iertare când greșesc. Viața mea e în mâna Ta, poți să faci ce vrei cu ea. Mă predau doar Ție. Gândul meu și inima, sufletul și dragostea. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Mai sunteți prezenți, așa? Chiar dacă sunteți sub umbrele, noi nu vă vedem bine. Următoarea cântare care vrem să o cântăm, cred că se potrivește cel mai bine în vremea aceasta, când plouă. Versurile spun, viața e frumoasă când pe munte te găsești, când e cer senin, în siguranță locuiești. Dar când treci prin vale și când te simți însigurat, tu să nu uiți că Dumnezeul nostru rămâne neschimbat. Chiar dacă este vreme bună, chiar dacă este vreme rea, Dumnezeul nostru rămâne același. Amin. Viața e frumoasă când pe munte te găsești, când e cer senin, în siguranță locuiești. Dar când treci prin vale, când te simți însingurat, nu uita că Domnul e același neschimbat. Domnul de pe munte e același în vale, e Dumnezeu peste noapte și zi. Vreme bună sau furtună-i mare,
ușor să crezi când pe munte te-ai urcat. Când ești sănătos sau când ești bogat, dar când ești sărac sau boala te lovește, chiar și acolo în vale Dumnezeu te izbăvește. Această viață credincios să rămâi mereu, chiar de calea e dreaptă sau de drumul greu. Să nu te temi nici când de încercarea care vine, încrede-te în Domnul, brațul Lui te ține. Să fie Domnul! Vom continua să mai cântăm câteva cântări, dar aș vrea să se pregătească sora Alina Călina, va lăuda pe Domnul cu o cântare. După această cântare, grupul Speranța va continua. Pierzare și strălucire e doar amăgire. E vremea din urmă când păcatul-i la culme și necredința a cuprins omenirea. Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, să-i cântăm toți în cor. Maranata! Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, te întreb, prieten drag, ești tu gata? Acum doar credința ce-n suflet e vie ne luminează în noaptea târzie. Noi știm că e aproape, e tot mai aproape,
momentul când Domnul reveniva în slavă. Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, să-i cântăm toți în cor. Maranata! Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, te întreb, prieten drag, ești tu gata? Curând îl vom vedea îmbrăcat în mărire și toți vom zbura strălucind spre nemurire. Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, să-i cântăm toți în cor. Maranata! Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, te întreb, prieten drag, ești tu gata? Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, să-i cântăm toți în cor. Maranata! Noi credem că Domnul e gata să vină pe nori, chiar în zori, te întreb, prieten drag, ești tu gata? Ești tu gata? Amin.
Amin. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi avem viață. Prin jertfa Lui suntem mântuiți. În această dupămasă, pe lângă cântările care vrem să fie o bucurie pentru dumneavoastră și o mângâiere și o încurajare, de asemenea, prin mesajul cântărilor, vrem să vă vorbim despre Iisus Hristos, care dă viață veșnică. Și în această seară vrem să vă chemăm la Iisus Hristos, pentru că doar la El găsim mântuirea. Gândește-te la viața ta, amice, ne-am născut, trăim și murim, suntem ca umbra foarte trecătoare, de ce suntem aici încotro pășim. Astăzi e ziua cercetării, gândește-te bine și fie ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre să ne putem împăca cu El. Amin. Gândește-te la viața ta, amice, ne-am născut, trăim și murim. Suntem ca umbra foarte trecătoare, de ce suntem aici încotro pășim? Întotdeauna două căi ne stau în față, e drumul către cer sau înspre ea. Am fost lăsat stăpân spre alege, suntem biruitori sau printre cei ce cad. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea vieții, Iisus ne-a mântuit. Astăzi e ziua cercetării, te la viața ta, amice, un suflet ai și doar aici mai poți. Să-ți pregătești locașul cel de veci, haina și coroana pe care să le poți. Când prețul e plătit de Fiul și planul de salvare ți s-a dat, te rog, nu rătăci în besna lumii, Iisus te cheamă, renunță la păcat. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea vieții, Iisus. Astăzi e ziua cercetării, azi e momentul potrivit. Alege calea vieții, Iisus. Alege calea vieții, Iisus este Cel care ne mântuiește. Iisus Hristos este Cel care ne vrea pe vecie pentru El, să slujim pe El, să-L urmăm pe El, iar mai apoi El să ne primească cu brațele deschise. Cântul următor, atunci când l-am scris, m-am gândit la copilăria mea. Am trăit la țară și
Mă jucam când eram copil mic, până venea seara, când veneau negurile nopții, fugeam repede înspre casă și atunci când ajungeam acasă aveam un sentiment frumos, un sentiment plăcut când mama mă aștepta, îmi spunea bine ai venit acasă. Și apoi urma cina, iar apoi urma să ne odihnim. Așa este și viața omului pe acest pământ. Noi suntem călători în lumea aceasta, dar viața aceasta se va sfârși pentru că apar negurile nopții. Și dacă pe acest pământ l-am slujit pe Dumnezeu, El, Domnul, ne va spune bine ai venit acasă. Nu voi uita nici când ce în inimă s-a întipărit. E mama mea, e vocea ei ce m-a iubit. Când seara se lăsa în sat și înspre casă alergam grăbit, ea mă aștepta și-mi spunea bine ai și totul am pregătit. Te-am așteptat să vii, știind că ești obosit. Bine ai venit acasă, tot alerg, dar știu că va veni o zi când alergarea mea pe acest pământ se va sfârși. Îl voi vedea pe Dumnezeu ce atât de mult m-a iubit. Spune cu glasul lui bine ai venit. Bine ai venit acasă, fiul iubit. Masa e întinsă și totul thank you.
Amin. Slăvit să fie Domnul. Vom continua să mai slăvim pe Domnul cu două cântări, dar înainte de aceasta, înainte ca Sora Maria Scurtu să se pregătească, să laude, să slăvească numele Domnului, vreau să vă aduc câteva informații. Ați primit, cred că majoritatea de la noi, o revistă și un fluturaș. Cei care nu le-ați primit, le veți găsi acolo la standul nostru media sau la oamenii de ordine undeva în spate. Și aș vrea să vă spun câteva gânduri sau câteva informații de ceea ce se găsește în aceste pliante. În acest fluturaș veți găsi un mesaj, un cuvânt din partea organizatorilor și de asemenea, miercuri 27 mai la ora 18, toți cei care astăzi vor spune un da lui Iisus Hristos, vor vrea să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, vor vrea să continue să slujească pe Domnul din toată inima, lăsând lumea și privind înspre Dumnezeu, mergând pe calea către Dumnezeu, sunteți așteptați la Biserica Creștină Baptistă de Speranța, Ineu, la ora 18, miercuri 27 mai. De asemenea, pe spate veți găsi bisericile care s-au implicat în organizarea acestor evenimente. Ne rugăm ca Domnul să le binecuvinteze și de asemenea aceste biserici vă așteaptă cu brațele deschise să fiți parte la închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, avem o revistă din partea Misiunii Speranța. Noi suntem un grup care lăudăm, binecuvântăm numele Domnului, dar de asemenea suntem și asociație de caritate non-profit. Mergem în toată lumea cu acest mesaj că Iisus Hristos este Domnul. Mesaj de speranță în care îi chemăm pe oameni la Iisus Hristos, iar pe cei care îl cunosc pe Iisus Hristos vrem să-i motivăm în continuare să slujească pe Domnul din toată inima. Aici în revistă veți găsi mai multe articole care vorbesc despre lucrarea care facem în România. De asemenea, suntem implicați și în afara României, în alte țări, cum ar fi India, Indonezia, Filipine, Cambodgia, Nepal, Vietnam, Uganda, Kenya, Etiopia, Haiti. În aceste țări am fost și de asemenea am vrut să ducem o mână întinsă de speranță a celor oameni care trec prin suferință, care trec prin probleme, prin necazuri. Vreau să vă spun că am întâlnit oameni foarte, foarte săraci, dar ce m-a așa impresionat, dacă pot să spun așa, că acei oameni care sunt foarte săraci, lipiți pământului, oamenii care îl cunosc pe Domnul din toată inima, care se roagă lui Dumnezeu, i-am văzut plin de bucurie. Am întâlnit oameni care mi-au mărturisit că n-au mâncat carne de luni de zile. Am întâlnit oameni care mi-au spus că hainele de pe ei și le spală o dată pe an. Aduc aminte, eram în Etiopia și am întâlnit un om mai în vârstă și uitându-mă la el, la toți cei din jurul lor, i-am întrebat să-mi spună când a făcut ultima dată baie. A uitat la mine, a zâmbit și mi-a spus, eu niciodată n-am făcut baie. A întrebat pe oameni, dar cum? Și spune, nici noi n-am făcut baie, pentru că nu avem unde să ne scăldăm. Apa era undeva la 30 de kilometri și trebuiau să meargă pe jos 30 de kilometri, să aducă o găleată de apă, să întoarcă înapoi. O situație destul de grea, dar și acolo am întâlnit oameni care iubesc pe Domnul din toată inima. Prin misiunea Speranța vrem să le întindem o mână de ajutor și noi de obicei obișnuim să îi motivăm pe oameni să facă o donație la standul nostru. În această seară am înțeles că este deschidere pentru a se face o colectă pentru această lucrare și vreau să vă spun că scopul cu care suntem noi în această dupămasă nu este să adunăm fonduri de la dumneavoastră. Bisericile evanghelice practică acest lucru și este o parte din închinarea pe care o facem și o dorim Domnului pentru binecuvântările pe care Domnul ni le-a dat. Așa că doar cei care fac parte din Biserica Evanghelică și care sunteți pregătiți și aveți pe inimă și puteți să faceți lucrul acesta, vă invităm să o faceți atunci când se va face colecta. Cei care nu apucați, puteți să faceți la standul nostru și totodată acolo veți găsi și un DVD cu Misiunea Speranța care va prezenta mai pe larg ceea ce eu v-am spus în câteva cuvinte. Totodată în această revistă veți găsi câteva informații despre ultimele apariții de la studioul Speranța, CD-uri, DVD-uri, cântări pentru copii, le găsiți toți la standurile noastre. De asemenea, la dispoziția noastră am pus mai multe resurse pe internet, puteți să găsiți aceste informații și totodată programul din această seară este înregistrat pe suport DVD. Atunci când se va termina programul în această seară, toți cei care doriți să cumpărați acest program, puteți să-l găsiți în această seară la standul nostru. Acum invit pe Maria Scurtu, care va continua să slăvească numele Domnului, grupul Speranța va continua să slăvească numele Domnului cu o cântare, după care pastorul Gabriel Zăgrean se pregătește și el să ne vorbească din cuvântul lui Dumnezeu.
Ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Iajul lui Hristos pe umeri și trage lângă el arsând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sânge rând, Hristos cel aceste cântări se va face și colecta și, așa cum am spus, doar cei care aveți pe inimă și puteți să faceți lucrul acesta, ceilalți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Continuăm să slăvim, să lăudăm numele Domnului Iisus Hristos și acest cântec ne vorbește despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru omenire, ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru omenire atunci când a stat în fața Tatălui și a spus: Tată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și El, Domnul, a venit în lumea aceasta dându-și viața pentru omenire.
mormântul nu l-a putut ține, pentru că cel este viață și a înviat, este viu în veci de veci, numele Domnului fie lăudat. Haideți măcar la final să cântăm din această cântare care spune glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc. Văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Și-am văzut un înger puternic cu glasul lui striga: cine este vrednic să rupă pe cețile și să se uite în ea? Dar nu era nimeni și-am plâns cu amar. Dar unul din bătrân mi-a zis: nu mai plânge, biruit prin al său sânge. Mielul ce s-a jertfit pe Golgota e vrednic să primească lauda. El e viu, El e viu, Iisus Hristos trăiește, El e viu. Hristos împărățește, vrednic de toată cinstea, vrednic de toată lauda, puterea, bogăția, sunt ale Mielului. Vrednic de toată cinstea, vrednic de toată lauda, înțelepciunea și tăria, sunt ale Domnului. Înțelepciune și tăria sunt ale Domnului. Glorie, glorie, aleluia. Glorie, glorie, aleluia. Glorie, glorie, aleluia. Părinte, Yeah.
În urmă cu mulți ani, poate peste 20, am auzit despre bihoreni că sunt niște oameni foarte hotărâți și foarte curajoși. Dar teoria e teorie. Peste ani am avut ocazia și onoarea să vă întâlnesc pe o parte din dumneavoastră și chiar să reușesc să-mi fac mulți prieteni prin Oradea și împrejurim. Și sigur, cunoscându-i, mi-au dovedit că este exact așa. Dar atunci când cunoști doar câțiva, poți să greșești. Astăzi, aici, la Ineu, mi-am dat seama încă o dată că am avut dreptate. Că sunteți niște oameni hotărâți. Nu v-ați împiedicat de vremea aceasta care e foarte probabilă și nici măcar de picuri de ploaie care Dumnezeu a îngăduit să curgă puțin și fratele Gabi Gorcea a vrut să vă ajeze venind și el în ploaie. Dar știam că n-aveți nevoie, că de aveați nevoie coboram și eu. Dar mă bucur foarte mult de treaba asta și mulțumim lui Dumnezeu că a oprit și ploaia. Acum vreau să vă spun ceva. Vă rog să nu mă dezamăgiți. Că dacă cumva Dumnezeu întoarce ploaia în timpul predicii, vă rog să nu plecați. Dacă se întâmplă ceva foarte cumplit, atunci eu vă eliberez. Dar în rest, mă rog din toată inima, împreună cu voi, ca Domnul Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu niște cântări alese și binecuvântate pentru sufletul nostru, să continue să se atingă de viețile noastre. Și să spunem cu toții, amin. Anul trecut am fost aici, din nou, în Ineu, în Căminul Cultural, invitația pastorului baptist și a Bisericii Baptiste, și a fost foarte frumos și a fost un moment în care Dumnezeu ne-a atins inimile. Chiar de atunci am rămas cu o amintire și cu o legătură, cu o familie. Este vorba de sora Felicia și soțul ei Sebi. Ei mi-au poruncit atunci să spun oriunde voi predica despre ei că ei au fost foarte răi înainte. Asta nu prea îmi cere nimeni, eventual invers. Și tot mi-au spus să-i spui peste tot că noi am fost răi, răi, din calea afară de răi. Sigur că mi-au spus să spun și detalii. Nu prea am vrut să fac asta. Ei sunt aici astăzi. Domnul să-i binecuvânteze, să-i ajute, să încheie legământ cu Domnul în apa botezului și tot să spunem amin. Și Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei pe care ei i-au adus. Mi-au spus, frate Gabi, m-au sunat pe drum, că ei mă sună des. Foarte bine faceți, nu întotdeauna le pot și răspunde, că sunt cine știe pe unde. Și mi-au zis, să știți că aveam servici, da, ne-am luat liber de la servici, numai să venim la evangelizare. E foarte frumos că ați făcut asta, felicit pe toți care ați venit, felicit în mod special prietenii, dumneavoastră, pe doamnele și domnii și domnișoarele și copilașii care ați inundat acest câmp aici. E foarte frumos și să știți că nu că eu sau Speranța apreciem treaba asta. Altcineva apreciază treaba asta. Și pentru că apreciază treaba asta, este gata și să vă facă bine. Acesta este Dumnezeu. Aș vrea să vă rog ceva, înainte de a citi câteva cuvinte din Biblie. Aș vrea să vă rog pe toți să luați într-un mod foarte serios și responsabil seara asta. Aș vrea să spun ca un om care mă tem de Dumnezeu. Întâlnirea asta, deși seamănă cu alte întâlniri, prin faptul că suntem mulți adunați în scene, boxe și oameni, este totuși total diferite de alte genuri de concerte, de concursuri, de adunări. Întâlnirea asta are în ea o posibilitate enormă, aceea de a putea să ne punem în rânduială viața într-o asemenea manieră încât timpul stat aici poate, prin alegerea care o fac și o faci, să determine veșnicia ta, iadul sau raiul. Din acest motiv te rog foarte mult să te lași condusă și condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de adevărul Scripturii pe care vreau să-l proclam aici prin ajutorul lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima
ca Dumnezeu să dea tuturor cu mine în frunte gândul cel bun, să ne întoarcem toți cu fața înspre Dumnezeu și să spunem toți: Doamne, ajută-ne! Anticip, înainte de a citi din Biblie, că am ales o temă. O temă foarte cunoscută, cel puțin la auz. Foarte huiduită, foarte respinsă, foarte ciudată pentru mulți. Groază provoacă pentru alții. Și totuși tema asta este singura noastră posibilitate de a evita iadul prin ea. De aceea trăiesc un fel de paradox. Pentru că mulți dintre creștini o refuză. O parte și din predicator refuză să o predice. Nu mă număr printre ei, după cum veți vedea și deja vedeți. Pentru că a urât treaba asta, un creștin, tema asta, este o contradicție în termeni. Este exact cum dumneata ai urât să respiri. Și ai spune: nu-mi place să mai trag aer pe nas. Nu mai vreau să respir. Nu mai vreau. Dacă nu mai vrei, te anunț ceva. Peste câteva momente mori. Oricine respinge tema asta, este exact așa, să ții minte. Îți urăști respirația sufletului și urăști veșnicia și raiul. Și îl refuz. Și pentru asta vei muri. Tema de care predic astăzi este pocăință. Mulți o huiduiesc, o resping, pare urâtă. Un om a spus, nu-l cunosc, nu l-am auzit, dar am văzut citatul și mi-a plăcut. A spus așa: mulți dintre pământeni, cei mai mulți, urăsc să audă cuvântul pocăință. În schimb, în iad, cei care deja sunt acolo, pentru că au respins pocăința, și-ar dori măcar o dată să mai poată să audă un cuvânt despre pocăință. Odată! Și-ar mai dori o predică, și-ar mai dori o cântare, și-ar mai dori o mărturie a unui om despre această temă. Iadul vrea predici despre pocăință. După cum bine știți toți, ortodoxi, penticostali, catolici, greco-catolici, baptiști, pilda aceea cu bogatul și Lazar, că după ce bogatul a ajuns în iad și a văzut că nimic nu mai este posibil, nici picuri de apă, nici aia, nici cealaltă, l-a rugat pe Avram să-l trimită pe fostul bubos Lazar, fostul sărac Lazar, că acum era schimbat și transformat acolo în sânul lui Avram în odihnă, să meargă Lazar, că mai are 5 frați, și să meargă să le spună: spuneți dumneavoastră ce să le spună. Vreau să aud. Mai tare. Să le spună să se pocăiască. Adică dacă Lazar poate să reînvie, să se reîntoarcă în trupul pe pământ, să revină în satul Ineu, în împrejurim, în Oradea, în Beclean, în Cluj, pe stadion, în casă de cultură, în biserică, și acolo sunt cei 5 frați ai lui, Lazar neapărat să predice despre pocăință. Pentru că el a fost convins în iad că singura alternativă de a evita iadul și de a respira aerul raiului este prin pocăință. Așa că vă întreb, dacă mergem înainte cu povestea asta, cine votează pentru că eu să predic despre pocăință, rog foarte mult să ridice mâna sus, să știu dacă mai predic sau nu. Mulțumesc frumos. Abțineri? Împotrivă cineva? Înseamnă că Dumnezeu atinge obiectivul și toți ne pocăim în seara asta. Amin. Cei care sunteți așezați, vă invit din respect pentru Sfânta Pocăință și pentru Evanghelie să stați ridicați. O să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 17, predica finală pe care Apostolul Pavel o ține într-o capitală a Europei, respectiv în Grecia. Haideți să ascultați cu multă atenție acest cuvânt. E simplu, e grozav, e minunat. Sunt încântat că pot să predic despre el. Este vorba despre tine aici. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești,
ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de nici unul din noi. Grozavă veste! Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Cei care ați fost așezați și mai aveți locul, puteți să vă reașezați. Ceilalți, să vă binecuvânteze Dumnezeu să stați în picioare în continuare, mai aveți un coleg, respectiv eu, până la capăt. Prea iubiții lui Dumnezeu și ai sufletului meu, am spus că am ales să vorbesc de tema asta pocăinței pentru că îmi doresc foarte mult, foarte mult, pentru ca eu și dumneavoastră să nu ajungem în iad, ci să ajungem în cer, mântuiți în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Vreau să vă spun că pocăința este atât de importantă încât toți prorocii Vechiului Testament au vorbit despre ea. Și întotdeauna Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui, când a chemat pe evrei să se întoarcă de la el, le-a cerut să se pocăiască. Apoi veriga dintre Vechiul și Noul Testament, respectiv Ioan Botezătorul, atunci când a început să predice, atunci când a început să propovăduiască prin pustie și mulțimi de oameni veneau la el, știți ce a predicat, da? Știți ce subiect și-a ales? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este, spuneți mai departe, aproape. El a spus celor care se îmbulzeau să fie botezați, pentru că au văzut el într-un om special. Dar oamenii ăștia n-au priceput pocăința. Le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și pocăiți-vă! Mergeți și faceți fapte vrednice de pocăința voastră, apoi veniți la mine ca să fiți botezați. Domnul Iisus Hristos, să spunem cu toții, binecuvântat să fie numele Lui, în prima sa predică, când și-a făcut debutul de evangelizare, El putea să predice ca nimeni altul despre stele, că El le-a făcut. El putea să predice de ce este format un picul de ploaie, pentru că El l-a creat. El putea să predice de flori. El putea să predice despre diversitatea copacilor, pentru că El pe toți le-a creat. El putea să predice despre planete, despre înșiruirea lor. El putea să predice despre astrele toate. El putea să predice cum nu poate să predice cel mai înalt om de știință. El putea să facă cea mai profundă filozofie, depășind pe orice filozof care ar fi fost vreodată pe pământ. El putea să îngenuncheze în cultura generală pe orice înțelept al vremii, pentru că El era însuși înțelepciunea întruchipată. Să spunem cu toții, binecuvântat să fie Iisus. El putea să predice despre religii, El putea să predice despre forme, El putea să predice despre canoane, El putea să predice despre multe care azi ne pasionează.
și din care am făcut un crăz străin, nemilos și înșelător. Și totuși n-a făcut-o. Îl iubesc pe Iisus. A ales subiect de predică același care îl predic eu astăzi. Iisus Hristos a strigat tare în prima lui predică și a spus: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Vă întreb pe dumneavoastră, doamne și domni, care până astăzi poate că v-ați gândit că pocăința și pocăiții sunt un material de bârfă sau de respins. Astăzi te rog în numele lui Iisus. Poate că eu și frații mei am dat dovadă de nepocăință în multe împrejurări. Și te-ai lovit și te-ai blocat în noi. Azi treci peste asta. Te rog în numele lui Iisus. E în joc veșnicia ta. E în joc veșnicia mea și a dumneavoastră. Treci peste și ascultă o predică clară și o chemare directă și simplă pe care Duhul Sfânt ți-o face azi prin mine și te cheamă să te întâlnești cu Dumnezeu și cu Hristos prin actul pocăinței. Să spunem cu toții amin. Duminică-s rusalile, să ne ajute Dumnezeu să intrăm în ele. În ziua de rusalii, după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste apostoli, peste cei 120 care stăteau în camera de sus și așteptau, și au vorbit în limbi lucrările minunate ale lui Dumnezeu, atunci când s-a produs o controversă acolo, pentru că erau oameni din toate limbile și românul, cum să vă explic, vorbea în maghiară și el n-a vorbit niciodată în maghiară și vorbea despre Dumnezeu și lucrări minunate. Neamțul vorbea românește, ceea ce e greu posibil, și vorbea fiecare în limba celuilalt. Și toți au spus, ăștia-s nebuni, ăștia-s plini de mus, pentru că se manifestau într-un mod zgomotos și ciudat. Și au rămas uimiți cu toții și se întrebau ce se întâmplă. Atunci, Sfântul Apostol Petru s-a ridicat în picioare, a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt care a coborât la rusalii a străpuns inima la 3.000 de oameni. Vă spun tuturor care ați venit, nu sunteți prea mulți astăzi pentru ca Duhul Sfânt să vă atingă, pentru ca Duhul Sfânt să vă copleșească. Nu suntem prea mulți pentru ca Dumnezeu Preasfântul să revărse har peste noi și să cădem în genunchi toți sute de oameni și să spunem, ne întoarcem la Dumnezeu și ne pocăim. Căci atunci 3.000 de oameni, bărbați și femei, oameni înțelepți și oameni simpli, oameni cu școală, oameni bogați, oameni săraci, oameni bruneți, oameni blonzi, oameni tineri, au fost atinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-au fost atinși de o religie, n-au fost atinși de un predicator. Duhul Sfânt i-a atins, puterea care a coborât din cer și care astăzi este aici la Ineu și pe care îl înalți azi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să atingă inima ta. Dacă în timp ce predic simți ceva ciudat, simți ceva care te copleșește, simți ceva care nu poți să te opui și să-i reziști, îți vine să plângi și să stai încremenită, să știi, nu este o rătăria mea, eu sunt un zero, este Duhul Sfânt pe câmp, care mișcă și atinge și binecuvântează, să spunem cu toți, slăvit să fie Domnul, amin. Și după ce a predicat Sfântul Apostol Petru, 3.000 de oameni au strigat într-un glas, fraților, ce să facem? Și dacă eram noi sofisticații acestui secol, și dacă eram noi invidioșii, și dacă eram noi aroganți și mândri, care vrem tot să tragem la noi și la gruparea noastră, am fi spus, vino la ortodoxi, cum ce să faci? Vino la noi la catolici, cum te mai gândești? Vino la noi la penticostal, unde mai vrei să mai te duci? Vino la noi, vino la noi! Dar atunci apostolul Petru a spus, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Să spunem din toată inima, glorificat să fie Iisus! Glorificat să fie Iisus! Doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, nu pot eu, Gabi Zăgrean, să-mi permit luxul,
chiar într-un timp controversat, ciudat, să predic și să vă chem la o religie. Nici vorbă! Vă chem la Iisus, cum se spunea, vă chem la împărăția Lui și vă chem la sfânta și valoroasă pocăință. Să spunem cu toții amin. Ca să nu mai spun că ne uităm la bisericii în Apocalipsa. Același Dumnezeu le vorbește conducătorilor lor, îngerilor bisericii. Ai grijă că ai pornit bine, dar s-ar putea să sfârșești prost. Ai început bine, ai fost un om serios, dar te-ai lăsat pe parcurs. Dar ce să fac? Adu-ți aminte, pocăiește-te, că dacă nu vin la tine și îți iau sfetnicul și atunci nu mai ai nicio lumină, spune-i femeia aceea Izabela că i-am dat vreme ce să facă. Să se mute de la o biserică la alta că nu-ți place pastorul și preotul. Nu, i-am dat vreme să se pocăiască. Există o vreme aici, pe Oradea, în care ne putem întoarce cu fața înspre Dumnezeu să ne pocăim. Din toată inima, glorie Domnului. Dar în minutele care urmează, ne macină întrebarea asta, dar până la urmă, cum se întâmplă cu pocăința asta? De ce trebuie eu să mă pocăiesc? Aș vrea să vă spun astăzi că prima fațetă a pocăinței, de ce trebuie tu să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, este că trebuie deodată să realizezi într-un mod profund și sincer cea mai cumplită dramă a ființei tale și a rasei umane. Și această dramă nu este sărăcia. Drama asta se numește păcatul. Stimații mei, astăzi este dramatic invers. M-am oprit în Cluj ca să mănânc ceva. Și stând acolo la masă am văzut două domnișoare mergând de mână. Și după gesturile care le-au făcut așezate la masă, mi-am dat seama că sunt lesbiene. Zilele trecute m-a sunat cineva și mi-a spus, am văzut ceva cumplit între doi bărbați într-un loc din România. Asta-i drama. Pentru că trăim într-o țară în care păcatul este un drept al omului, în care păcatul nu mai este înfierat, în care despre păcat nu se mai vorbește. Oameni buni, nu putem să vorbim de creștinism, nu putem să vorbim de Dumnezeu, nu putem să vorbim de pocăință, dacă nu vorbim în primul lucru de păcat, în primul punct despre păcat. Pentru că nimeni nu se poate pocăi dacă nu simtem primul pas, drama, boala și durerea păcatului din viețile noastre. Azi nu era modă să mai simți nimic. Astăzi oamenii nu mai sunt, se simt rușinați nici de aia, nici de cealantă, nici de cealantă, nici de cealantă. Dar nici nu mai pot să trăiască o pocăință reală și profundă. De aceea astăzi mă rog, în timp ce stau aici și predic, ca Duhului Dumnezeu să conștientizeze ființele noastre de cea mai cumplită dramă care este păcatul. Și cel care poate să ne schimbe viețile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun tuturor, Dumnezeu vă iubește pe toți, amin. Ați auzit ce a spus cuvântul Domnului? Dumnezeu s-a implicat în actul creației tale. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să iasă dintr-unul singur. Din Adam și i-a împrăștiat pe toată fața pământului, s-a implicat în hotarul vieții tale, în locul geografic unde stai. Dumnezeu s-a implicat în respirația ta, El care dă tuturor viața, suflare și toate lucrurile. Acest Dumnezeu s-a implicat, dar Dumnezeu ăsta care te iubește și te prețuiește foarte tare, îți poruncește astăzi, acum și aici, ca să te pocăiești. Dar de ce să mă pocăiesc? Și eu îți răspund direct, oricât ai simți că sunt radical și prea îndrăzneț. Trebuie să te pocăiești pentru că ești păcătos. Trebuie să mă pocăiesc pentru că sunt păcătos. Trebuie să te pocăiești pentru că ești păcătoasă. Pentru că păcatul s-a încuibărit în mintea ta, în viața ta, în ființa ta și plata păcatului este moartea, despărțirea eternă și veșnică de Dumnezeu. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu prin actul pocăinței, pentru că atunci când faci pasul pocăinței, atunci trăiești drama acestui păcat, trăiești într-o criză profundă și ceri îndurarea și mila lui Dumnezeu. Din toată inima, Domnul să ne ajute. Aș vrea să vă citesc din Biblie, o să vă spun și din memorie, dar nu vreau să greșesc. Cum a gândit David atunci pocăința și toți oamenii care s-au pocăit
au trăit exact același lucru. Eu pot să predic liniștit despre mine, dar vreau să vă argumentez cu Biblia. Iată ce spun el în primul psalm, respectiv psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Dumneavoastră nu trebuie să fiți mari predicatori. Pentru ce invocă David bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea lui? Spuneți dumneavoastră pentru ce o invocă. Vrea să fie mai bogat? Nu. Vrea să fie mai sănătos? Nu. Doamne, ai milă de mine. Dar ce problemă ai? De ce ai spune în această după masă, înspre seară deja, ai milă de mine? De ce ai nevoie de mila lui Dumnezeu? Și David spune, eu vreau să mă pocăiesc. Dar ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă să simți în tine drama păcatului. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, fă ceva pentru mine. Ce? Șterge toate fără de legile mele. Să spunem cu toții amin. Iată că apare în scenă problema. Apare în scenă cancerul sufletului nostru. Și ăsta este păcatul. El merge mai departe și spune, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Azi, vă spun sincer, stimații mei și iubiții mei, astăzi suntem gata să cerem multe de la Dumnezeu. Viață mai lungă, sănătate cât în cape, prosperitate pentru noi, prosperitate pentru pruncii noștri, carieri strălucite, protecție de aia, de aia, de cealaltă. Astăzi prea puțini oameni aud și prea rar mă aud pe mine că sunt mișcat și provocat de cea mai cumplită dramă care se numește păcatul. Nu prea mai aud oameni care să strige disperați, să-i spele Dumnezeu, să-i curățe Dumnezeu, să ceară bunătatea lui Dumnezeu pentru a fi curățate și curățiți de păcat, să ceară îndurarea cea mare a lui Dumnezeu, pentru ca cel care poate să șteargă cu buretele său toate nelegiurile noastre să poată și să o facă. Azi dormim liniștiți noaptea, în timp ce lumea este în imoralitate, în desfrâu. Astăzi o grămadă de mame pot să doarmă noaptea în urma avorturilor și a divorțurilor repetate. Astăzi trăim o dramă în România, în care milioane de copii sunt uciși în fiecare zi. Astăzi trăim o dramă având cel mai suciș și spurcat vocabular din toate țările Europei. Astăzi trăim o dramă în care familia nu-i mai familie, în care soțul nu-i mai soț, în care se trăiesc duplicități acceptate încet pe șest. Astăzi familia este distrusă de păcat. Astăzi copiii noștri sunt distruși. Astăzi stăm imuni, cu mâinile în sân, din păcate, la nenorocirea societății în care trăim. Părinți, strigați către Dumnezeu. Părinți, strigați spre cel preanalt. Să aibă milă de România, de școli, de sate, de studenți, de orașe. Pentru că ne ducem cu toții la vale. Dar astăzi strig aici, Dumnezeule, ai milă de noi. De ce? Pentru că suntem păcătoși. Cui mai pasă de o înjurătură? Cui mai pasă de o minciună? O, aveam o discuție zilele trecute cu cineva la o masă și îmi spunea, bă, dar asta e minciună. Tu ești serios, zice către mine. Păi încerc să fiu serios. Păi tu crezi că mai contează atâta? Mai contează cine mai minte? Crezi că mai evaluează cineva o minciună? Și eu vă spun da. Dacă eu nu evaluez, dacă mie nu mai îmi pasă, dacă ție nu-ți mai pasă, să știți că Dumnezeu este adevăr. Minciuna este pedepsită de cuvântul lui Dumnezeu, iar tatăl minciunii este diavolul. Și toți care mințim, aparținem lui. Ar trebui să fie o dramă pentru noi o minciună. Ar trebui să fie o dramă pentru oricine o minciună. Ar trebui să fie o dramă pentru soțul, duplicitatea ta. Ar trebui să fie o dramă pornografia. Ar trebui să fie o dramă divorțul. Ar trebui să fie o dramă toate nebuniile care s-au lipit de noi ca niște scai, care ne mănâncă ființa și personalitatea zi de zi, care ne distrug, cum spuneam, pruncii și generația care vine după noi. Cui mai pasă? Cineva strigă.
ai milă de mine, Dumnezeule! Curățește-mă cu desăvârșire de păcatul meu! Nu vreau să fiu curățat de ce nu-mi place doar! Vreau să fiu curățat cu desăvârșire de nelegirea mea! Spală-mă de păcatul meu! Strig astăzi, Doamne, atinge-te de noi! După aceea, următorul verset spune, căci îmi cunosc bine, fără de legea, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Oameni buni, noi vrem să ne pocăim cu adevărat? Atunci pasul pocăinței și motivația, provocarea unei pocăințe adevărate este conștientizarea prin Duhul Sfânt a păcatului în viețile noastre. Să spunem cu toții amin. Dragi frați penticostali, acum am un cuvânt așa direct pentru voi. Aș vrea să vă spun că ne apropiem de Rusalii. Dar știți foarte bine că prima misiune a Duhului Sfânt despre care Iisus Hristos a vorbit în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, El a spus așa, vă este de folos să mă duc, adică să mă înalți, că dacă nu mă duc eu, Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, nu va veni. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Oameni buni de aici, de la Ineu și din Bihor, credeți că este un folos că Mângâitorul respectiv, persoana Duhului Sfânt, a venit pe pământ? Câți de aici credeți că este de folos că a venit Duhul Sfânt? Mâna sus! Dar știți dumneavoastră care este prima misiune pe care Iisus Hristos a invocat-o și a vorbit anticipat de ea că o va face Duhul Sfânt când va veni? Ia să vă aud, stimați creștini ortodoxi, catolici și penticostali. Când va veni Duhul Sfânt, ce va face? Tare! Va dovedi lumea? Spuneți, cum o va dovedi? Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Păi eu pot să vin să vă țin o liturghie. Păi alți preoți pot să vă țin o liturghie. Păi eu pot să vă stropesc cu aghiasmă, eu pot să vă țin o predică, ei pot să vă cânte. Ideea unei slujbe nu e asta. Ideea unei predici nu e asta. Ideea unui cuvânt venit de la Dumnezeu este ca dumneata și cu mine să ne întâlnim cu Dumnezeu cel adevărat, să fim confruntați cu problemele din viețile noastre și apoi să putem convinși că avem probleme noi, să putem primi credința și curajul și convingerea și să strigăm după mila lui Dumnezeu și să spunem, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Amin! Dar cum să ceri milă dacă nu vezi că ai nevoie de ea? Iisus Hristos a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, dar cine are trebuință de doctor? Cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Dar pe cine? Spuneți dumneavoastră să aud. Pe cei păcătoși. Dar cine își asumă astăzi aici pe câmp această condiție de păcătoasă și păcătos? Cel pe care și cea pe care o atinge și îl atinge Duhul Sfânt. Pentru că acțiunea Duhului Sfânt este cercetarea interioară a ființei mele și a ființei tale. Și când Duhul Sfânt te atinge, deodată simți vinovăția în inima ta. De ce? Pentru că prin atingerea lui Dumnezeu, tu poți să realizezi cât de sfânt este Dumnezeu, cât de curat este Dumnezeu, realizezi poruncile lui Dumnezeu și îți dai seama și îmi dau seama că eu sunt un mare păcătos. Și atunci mă bat ca vame și un piept și strig acolo căzut și prăbușit la pământ. Ai milă de mine, păcătosul! Ai milă de mine, păcătosul! Nu mă uit în stânga, nu mă uit în dreapta, nu mă uit la vecin, nu mă uit la penticostal, nu mă uit la baptist, nu mă uit la ortodox, nu mă uit la nimeni. Mă uit la mine. De ce? Duhul Sfânt mă cercetează și recunosc drama păcatului din viața mea. Și dacă o recunosc, atunci pot să pornesc la drum și pot să spun că vreau să mă pocăiesc. Altfel, nu o să ne pocăim cu adevărat. Altfel, o să mimăm că suntem un fel de creștini. Ciudați creștini, așa într-o ciorbă la biserică destul de sfinți
și după fiecare cu ale noastre. La slujbă pioși și după aceea fiecare în drumul lui. Astăzi, o pocăință autentică, ea se naște dintr-o criză. Iar criza aceasta este văzând drama păcatului și cancerul acesta în ființa ta duhovnicească, ai nevoie și strigi după ajutorul lui Dumnezeu. Cei 3.000 din ziua cincizecimii au strigat fraților ce să facem pentru că Duhul Sfânt i-a atins în inimă și și-au văzut vinovăția și păcatul. Oricât de radical sunt în predică astăzi, nu îmi cer iertare de la voi și nu vreau ca să mângâi pe nimeni pe crește și el să meargă în iad. Prefer azi, orădeni, bihoreni, prefer azi, doamnelor care mă ascultați poate pentru prima dată, prefer să vă supărați pe mine, prefer să vă întrebați lucruri ciudate despre mine, dar îmi doresc să vă văd mântuiți și mântuite în împărăția lui Dumnezeu. Prefer să vă supăr, dar să vă mântuiască Dumnezeu în această seară. Nu vreau să vă distrez, să vă distreze alții. Nu vreau să provoc în voi sentimente așa, o ce grozavă sunt, când nu e așa. Ci vreau ca Duhul lui Dumnezeu să atingă orice ființă și orice viață, orice om care este aici și poate că și tu, pocăitule, după nume doar, ai avut ani buni în care l-ai slujit pe Dumnezeu, dar în ultima vreme ai căzut și te-ai dus în stânga și în dreapta. Nici pentru tine învârciturile, șmecheriile, duplicitățile nu mai sunt de mult drame. Nici aia, nici cealantă, nici invidia, nici ura, nici alte jocuri de culise pe care le faci nu mai conștientizează nimeni că sunt drame. Că dacă ar fi o dramă, de mult ai fi strigat după mila lui Dumnezeu. Dar dacă tot ai venit astăzi aici, mă rog Duhul Sfânt să te străpungă. Nu pot să scrii salmul începând așa, ai milă de mine. Pentru ca să scrii, ai milă de mine, trebuie să recunoști că ai o problemă. Trebuie să vezi în fața ta ceva. Căci îmi cunosc bine fără de legea. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Cum reușim noi să fim fericiți cu păcatul în fața noastră? Nici o șansă. Cum reușim noi să fim prosperi când păcatul și nebunile astea sunt la un metru în fața noastră? Păi ați vedea păcatul în fața ta zi și noapte. Asta înseamnă ați vedea iadul. Cine refuză actul pocăinței, refuză să respire. Asta înseamnă că e mort, că e în moarte și are nevoie de un miracol. Astăzi aș vrea, nu că eu vreau să dramatizez, eu vreau să vă spun adevărul. Pentru că nu te poți întoarce la Dumnezeu dacă nu te ajută Duhul Sfânt să conștientizezi păcatul din viața ta, din casa ta și din familia ta. E trist că după ani de zile, Dumnezeu prin oameni descopere câte pe unul care trăiește în păcat de ani de zile. Dar El n-a lăsat să se vadă nicio clipă care are probleme. Nu aștepta, ci te rog în numele lui Iisus să accepți în această seară ca Duhul Sfânt să te atingă și nu contează cât este de greu să-ți asumi păcatul tău. Este momentul când vrem să ne întoarcem la Dumnezeu prin pocăință. Să spunem cu toții amin. Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, spuneți ce scrie acolo mai departe. Câtă vreme am lăsat păcatul în viața mea, cum a fost? Câtă vreme am comis avortul, câtă vreme am mințit, câtă vreme am făcut aia, cum a fost? Câtă vreme a fost păcatul în viața mea și am tăcut, l-am ascuns, l-am mimat, am mimat că e bine, nu l-am scos la iveală. Câtă vreme am tăcut, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Pentru că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Dar a venit o zi în viața mea, când Duhul Sfânt m-a atins, când Cuvântul lui Dumnezeu m-a atins. Și atunci ce ai făcut? Atunci nu mi-a mai fost jenă, nu mi-a mai fost rușine. Atunci ți-am mărturisit fără de legea. Și ce s-a întâmplat?
Tu ai iertat vina păcatului meu. Să spunem cu toții, amin, glorie lui Dumnezeu. Și David ne dă un sfat tuturor din Bihor care suntem aici. Orice om în care mai existe vlavie și frică de Dumnezeu, să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Pentru că cel care este scut și pavăză este cel care a venit să se întâlnească cu noi. Iar acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem cu toții amin. Ne apropiem imediat de final. Mai am două gânduri. De ce trebuie să mă pocăiesc? Pentru că suntem păcătoși. Dar dacă sunt păcătos, cum fac pasul ăsta în pocăință? Trebuie în punctul 2 să accepți unica soluție a lui Dumnezeu pentru iertare. Și această unică soluție este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem cu toții glorie lui în veci. În capitolul 3 din Ioan, înainte de versetul 16, Ioan spune: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat cine? Fiul omului. Atunci în Levitic s-a întâmplat ceva în poporul evreu. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu dumneata. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mine. Au păcătuit, scurt. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Și Dumnezeu s-a prins de mânie. A trimis peste ei niște șerfi împocați. Șerpii ăștia au venit și i-au mușcat, erau foarte veninoși. Și au mușcat în stânga și în dreapta, neținând cont cine-i doamna, domnul, că-i primar, că-i secretar, că-i pastor, că-i preot, că-i bogat, că are mașini, că are Dacia, că are Audi, că are BMW, că e în centrul Oradea, că locuiește la țară. Șarpele a mușcat tot ce a prins. Și tot se umflau și mureau. Multe mii de oameni au murit atunci. Atunci când au văzut moartea și au văzut drama veninului în ei, atunci au hotărât să se pocăiască. Cum înseamnă pocăința? Au mers la Moise și au spus ce predic eu aici. Moise, da, sunt baptist, să fii sănătos, ești vindecat. Sunt penticostal, nici nu mai trebuia să vii. Sunt ortodox, sunteți grozavi. Sunt catolic, vin o să te pup. Sunt așa, am făcut asta. Nu-i nimic că te-o mușcat. Că cu mușcătură tu te duci în rai. Nu-i nicio problemă. N-au spus asta. Au venit la Moise și au spus atât. Moise, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta. Și ce să fac? Roagă-te înaintea lui Dumnezeu să găsească Dumnezeu o soluție pentru moartea noastră. Și ce s-a întâmplat? Moise s-a dus și s-a rugat, iar Dumnezeu i-a răspuns. Să spunem din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Era o dramă, dramă și azi. Moise s-a rugat și Domnul i-a spus: du-te, caut o prăjină cât mai înaltă, să poată să vadă toți, să fie dreptate, să vadă și cea mai mic gestatură, ca și Gabi Gorcea. Pune o prăjină și în capul ei toarnă forma unui șarpe. Spânzură șarpele ăla în pustie, în prăjină, și ridică-l în pustie așa ca un catarg înalt. Pune-l acolo. Și-o văzut toți mușcați și care urmau să fie mușcați. O văzut prăjina și șarpele și o zis: ce se întâmplă aici? Și Moise o zis din partea lui Dumnezeu: așa vorbește Domnul. Oricine este mușcat de șarpe, dar își ridică ochii în sus spre prăjină și privește la șarpele înălțat acolo, toate aceste persoane mușcate pe moarte, atunci când se uită acolo la șarpele acela, vor fi vindecate pe loc. Acum suntem aici pe terenul de sport. Încerc o întrebare. Câți din dumneavoastră, stimați prieteni și frași și surori, cu moartea în tine, umflați de jumătate de venin, ați fi crezut că șarpele ăla din vârful bățului ăla și a bâtei aia înalte, a prăjinei alea, vă poate vindeca? Câți? Dacă venea să vă dea cu o alifie, maică, aș crede-mă că a pus o alifie pe capul meu. Dacă îi punea să facă alt ritual, aproape că am crede că putem să fim izbăviți.
Dar să te uiți tu de acolo, de la distanță, la un șarpe acolo agățat într-un lemn și să crezi că poți să fii vindecat, asta mi se pare mult. Vă întreb încă o dată, ați fi crezut? Nu știu dacă eu credeam. Poate că din cauza că mă uflam, ziceam, ce-am de pierdut, hai să mă uit. E complicat. Aș vrea să spun azi. Mulți din ei au crezut. S-au uitat la soluția lui Dumnezeu și au fost vindecați pe loc și au trăit. În această seară, aici între noi, nu este o prăjină, nu este un șarpe. Aici între noi este înălțat altcineva. Nu e înălțat nici papa de la Roma, nici Constantinopolul, nici președintele cultului penticostal, nici Speranța, nici Gabi Zăgrean, nici un preot sfânt, nici un protopop, nimeni. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să spuneți toată adunarea, aleluia, amin, toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, oricine crede în El, oricine crede în El, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăudat să fie Iisus, lăudat să fie Iisus, lăudat să fie Iisus, lăudat să fie Iisus! Pocăință înseamnă să-ți recunoști drama păcatului, dar să crezi în soluția lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Domnul. Mulțumesc lui Iisus că a stat pe cruce în locul meu. Nu-i prăjina, aici e crucea. Iar pe cruce este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea Pavel a spus, când predic despre pocăință, am în vedere în predica asta să fie elementul acesta. Noi propovăduim pe Iisus Hristos și pe-L răstignit. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Să spunem cu toții amin! Să spunem cu toții amin! Știți de ce trebuie să te pocăiești? Căci Iisus Hristos a plătit prețul la cruce pentru păcatele tale. Astăzi poți să fii iertată și iertat de toate păcatele tale. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Le șterge pe toate în această seară. Aleluia! Tot ce ai făcut, tot ce ai făcut, tot ce ai făcut, sângele Lui șterge, 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 șterge. Nu-ți aruncă în față nimic. El iartă, iartă, iartă. Să spunem cu toții, aleluia lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun în încheiere. Nu pot să trec peste asta. Dacă nu mă pocăiesc, Doamne, de ce trebuie să mă pocăiesc? Doamne, domnișoară, flăcăule, trebuie să te pocăiești pentru că ești păcătos și pentru că Iisus Hristos este soluția salvării tale. Trebuie să te pocăiești în al treilea rând pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Aș vrea să nu vă spun asta. Credeți-mă, uneori eu personal care alerg și predic, am momente în viețile mea când mă rog așa, Doamne, nu sunt perfect, te rog să nu mă lași, Doamne, te rog să nu mă abandonezi vreodată, Doamne, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, Doamne, ține-mă în mâna Ta. Duminică predicam în Viena și am auzit un prieten drag, un păstor lângă mine, se ruga lângă mine în genunchi și spunea, Doamne, nu mă lăsa, Doamne. Doamne, să nu mă lași la judecată, Doamne, Doamne, ține-mă în mâna Ta, Doamne, lasă-mă să fiu un om pocăit până la capăt, Doamne, ajută-mă, Doamne, ai milă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, oh, va fi o zi a judecății, oameni buni! Pentru că a rânduit o zi, a pregătit-o, e programată, nu o inventez eu azi. E un plan, la fel cum a avut un plan să-și dea fiul să moară pentru tine la cruce. La fel există un proiect, e bătut în cuie, stabilit. Într-o zi Dumnezeu va judeca lumea după dreptate și a rânduit o persoană prin care va judeca lumea. Și ca să n-ai îndoieli, a dat o dovadă de netăgăduit despre El prin faptul că l-a înviat din morți.
Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Până la Rosalii ortodoxi spun și noi creștinii, Hristos a înviat! Răspundeți! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Dumnezeu va judeca lumea prin acela pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă care tu ai spus-o mai înainte și cu mine de netăgăduit prin faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți. Iisus Hristos este viu. Dacă Iisus Hristos este viu, drept este că într-o zi Dumnezeu ne va cere socoteală de viața noastră pe pământul ăsta. E drept să o facă. Pentru că înainte de a rândui ziua judecății, a rânduit ziua pocăinței tale astăzi. A rânduit ziua iertării tale astăzi. A rânduit ziua eliberării tale astăzi. Și dacă a rânduit-o și dacă ai bâșbăit până astăzi, Dumnezeu este prezent aici pe teren. Iisus Hristos este aici. Mila Lui este aici. Îndurarea Lui este aici. Iisus Hristos te cheamă să te pocăiești astăzi, să te împaci cu El prin credința în Domnul Iisus Hristos și să spunem cu toții amin. Doamne ajută-ne! Doamnă și domnișoară, frate și soră, omule care ai venit aici și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu într-un mod real. Un tânăr, călare puncal, mergea printr-un orășel, iar tot pe acea stradă un om, mai în vârstă, cu Biblia sub țioară, se ducea la biserică. Tânărul ăsta arogant, ca mulți, de fapt, s-a uitat spre el și a spus, de fapt, i-a pus o întrebare și a spus, Domnule, nu te supăra, iadul e departe? Iar acest om în vârstă nu i-a răspuns. Îi simțea ironia din întrebare. A continuat cu calul să meargă pe strada următoare și omul acesta spre biserică mergea pe acolo. Și când a ajuns la colț, a văzut un grup de oameni adunați. Când s-a dus și s-a uitat, jos pe caldărâm, într-o baie de sânge, era tânărul mai de devreme care l-a întrebat, Domnule, iadul e departe? Iadul a fost la câteva minute aproape de el și l-a înghițit. Poate și tu te gândești, domnul predicator, iadul e departe? Și eu spun, e foarte aproape. Poate să fie la ieșire, o șosea, poate să fie un infart. Poate să fie un moment pe care nu ți-l pregătești și nu ți-l aștepți. Dar vreau să spun că dacă iadul nu-i departe, nici raiul nu-i departe. Iisus Hristos este aici. Tu poți să fii mântuit în seara asta. Tu poți să fii iertat de păcate în seara asta. Ca un om care mă tem de Dumnezeu. Cu dragostea care eu port lui Iisus, care m-a iertat și m-a mântuit. Cu dragostea care eu port lui Iisus, pe care îl văd mereu și mereu, chemând oameni, și oamenii întorcându-se la El și mântuindu-se. Simt dragostea lui Iisus aici, simt chemarea Lui și simt pe Duhul Sfânt care cercetează adunarea. În timp ce stăm în prezența lui Dumnezeu cu toții ridicați pe picioare, aș vrea să te invit. În timp ce speranța va începe să cânte, aș vrea să te invit să vii aici în față. Nu trebuie să te pui pe genunchi pentru că a plouat, dar dacă dragostea ta pentru Iisus este atât de irezistibilă că vei cădea, ți-i spăla pantalonii, nu-i problemă. Dar vreau în această seară, domnișoară și doamnă, băiat, fată, domnule, creștinule, nepracticant, care simți drama păcatului în viața ta în seara asta. Vreau să mă rog pentru dumneata în seara asta. Vrem să ne rugăm cu tine. Te chem să vii aici în față. Te aștept să vii aici. Am văzut zeci și sute de oameni care au avut curaj să vină în față să-ți predea viața în mâna Domnului. Nu te rușina. Iisus Hristos este Domnul. Nu te uita cine este, ci vină la Iisus Hristos în această seară. Te chem să vii aici. Te aștept. Așa cum oamenii ăștia vin, vino și tu. Este seara ta. Este ziua ta pe care Domnul ți-a dat-o. Am și eu 45 de ani. Aș putea să nu fac ce fac, dar știu dragostea lui Iisus Hristos cât este de frumoasă. Știu ce înseamnă pocăința, gustul ei divin ceresc. Merită, te aștept să vii aici. Rupe-te, nu merită să mă rămâi dominat, legat de vicii, de păcate, de legăturile diavolului. Rupe-te oricine ești, te aștept să vii aici. Nu-ți fie rușine,
Iisus Hristos a stat pe cruce. A stat pe cruce pentru dumneata. A stat pe cruce ca să te poată mântui, ca să te poată ierta. Dacă ai probleme, dacă ai probleme în casa ta, în viața ta, cu soțul, cu soția, cu pruncii tăi și simți că ești departe de Dumnezeu, de mila Lui, de dragostea Lui, de pacea Lui, te invit și te aștept aici să ne rugăm împreună. Haide! Știu că sunteți mulți, știu că vă este greu. Am spus că bihor înseamnă oameni hotărâți. Arată că ești hotărât în această seară să vii la Dumnezeu. De ce să plângi acolo când poți să plângi aici? Să mă rog cu tine, să mă rog cu viața ta, să mă rog cu Duhul tău, cu inima ta, cu sufletul tău. Veniți, vină domnișorule, vină flăcăule, predă-ți viața dacă ești prins în vici, în păcate, în droguri, în avort, dacă ai conștiința pătată. Iisus Hristos te iartă, Iisus Hristos șterge, Iisus Hristos mântuie, Iisus Hristos eliberează. Veniți, grăbiți-vă, alergați spre Iisus, alergați spre îndurare, alergați spre milă, alergați spre Dumnezeu, alergați spre cer. Poate ești în biserica penticostală, poate ești aici în această seară, nu te popili, nu te tupili, ai nevoie de Iisus, ai nevoie de Dumnezeu. Vino și tu, lor nu le-a fost rușine, lor nu le este rușine, pentru că au nevoie de Iisus. Nu sta să te uiți, în această seară nu-i spectacol, e mântuire, e har, e Dumnezeu. Pocăiți-vă, rugați-vă, plecați-vă capetele, rugați-vă ca Duhul Sfânt să atingă oameni, să atingă bărbați și femei în continuare, să atingă oameni care au nevoie de Dumnezeu. Iar cei care vă simțiți povara, veniți, vă aștept, haideți. Vino, Doamne, mai în față. Vino și tu, vino și tu, vino. E glasul lui Iisus, e Fiul lui Dumnezeu care te așteaptă. Nu sta pe margini. Poate spui, sunt prea în spate. De acolo de unde ești, grăbește-te. Te așteaptă Domnul, te așteaptă cu brațele deschise. Vino, vino la Iisus, vino la El. Nu te opri acolo, faceți-le loc să vină. Iisus Hristos te așteaptă. Te aștept și eu. Vino, Doamne, veniți în față. Vă rog, veniți. Veniți, veniți aici să ne rugăm. Peste câteva momente ne vom ruga. Vă aștept. Haideți. Haide și tu. Haide și dumneata. Vino să plângem împreună în fața Celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Veniți. Nu mai stați. Veniți, rupeți-vă. Faceți de rușine pe diavolul. Faceți istorie astăzi, împăcându-vă cu Dumnezeu, împăcându-vă cu Cel care are toată puterea. Ea vine cu cârje, tu ai picioare. Într-o zi Dumnezeu va judeca lumea după dreptate, pentru că El ți-a dat o dovadă că și oamenii handicapați au nevoie de Iisus, au nevoie de iertare, au nevoie de har, au nevoie de milă. Vino, vino, vino! Iisus Hristos te așteaptă! Grăbește-te, te aștept! Te aștept! Vino, veniți! Veniți la Iisus în seara asta! Veniți la Domnul! Știu că mai sunteți mulți! Știu că n-aveți curaj! Știu că aveți o luptă în voi! O, luptă asta au avut-o și alții! Vino! Și Doamne a câștigat lupta! Câștig-o și tu! Fă-l de rușine pe diavol și spune, mă duc! Astăzi este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o. Văd mulți oameni care plâng. Veniți la Iisus, veniți aici în față. Nu vă înscriem noi în registre. Vă scrie Dumnezeu în cartea vieții azi, ca să fiți mântuiți. Vă aștept. Dacă ai legături în viața ta de droguri, dacă ai legături în viața ta de beție, de alcool, dacă ești prins în patimi scârboase, dacă îți bat la uși pofte nesănătoase pe care nu le poți învinge, dacă stai noaptea în cluburi și în bufet, te invit să vii aici, să ne rugăm pentru casa ta, pentru familia ta. Aleluia! Aleluia! Iisus Hristos este Domnul! Rugați-vă, frați și surori, rugați-vă! Eu nu renunț ușor, pentru că Iisus Hristos n-a renunțat la mine. Ani de zile a luptat pentru viața mea și pentru viața voastră a luptat și pentru a voastră a luptat. Luptați și voi în rugăciune, luptați pocăiți, rugați-vă, strigați, Doamne, lucrează, lucrează, aleluia. Eu lupt pentru că Domnul vreau să câștige biruință, pentru că vreau orice om să fie mântuit, bătrân, tânăr, aleluia. Încă un persoană a cedat, mai sunteți, vă aștept. Mie nu-mi pune nimeni decorații, nici speranța, nici altcineva.
Dacă vine sau nu vine cineva, Iisus Hristos merită ca sufletul tău să ți-l predai. Te aștept. Te aștept. Peste câteva momente intrăm la rugăciune. Haideți. Haideți. Aleluia. Slavă ție, Doamne. Slavă ție, Iisus. Glorie ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Toate zile. Îți mulțumim, Doamne. Aleluia. Îți mulțumim. Dacă mai este cineva, vino și tu, domnișoară, vino. Nu te lupta singură, vino. Te aștept, rupe-te de unde ești. Nu-i prea târziu, nu-i prea târziu. Iisus Hristos te așteaptă, vino. 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 Te cheamă astăzi Dumnezeu. Vino la altar. Aici este altarul lui Dumnezeu. Aici în aer liber, Dumnezeu a hotărât un altar la Ineu. Pentru ca oricine crede în El să fie mântuit, să nascut șapta diavolului care spune: ai făcut prea multe păcate, ai făcut prea multe nebunii, nu mai are rost, nu l-a ascultat, sfidează. Domnul le-a iertat pe toate, El le-a șters, acceptă prin credință iertarea. Te aștept, vino, vino, e chemarea Lui, e chemarea Lui Iisus. Iisus Hristos te așteaptă. În cer e sărbătoare când un singur suflet se întoarce la Dumnezeu. În cer e sărbătoare. Fii și tu sărbătorita Lui. Fii și tu sărbătoritul Lui în această seară, pocăindu-te. Aleluia. Dacă mai este cineva, vino. Vino. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Merg să mă rog pentru ei. Dar în timp ce ne rugăm, poți să vii, poți să vii. Cerul e deschis. Iisus Hristos așteaptă. Dragostea Lui este mare. Aleluia. Glorie ție, Doamne. Suflete sărași, să-ți cerem iertare. De-atâtea ori ți-am spus că vom umbla lumină. Dar azi din nou venim să-ți cerem milă. Iartă-ne, 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 Dumnezeule, iartă-ne, 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 Dumnezeule. Iartă-ne, Dumnezeule. În timp ce pastorul Gabriel Zăgrean se va ruga cu voce tare pentru acești oameni din față, invit și păstorii să meargă să se roage împreună cu noi și să continuăm să stăm în prezența Domnului, după care noi vom continua. Să plecăm cu toții capetele. Îi rog pe toți frații și surorile să mă susțină în rugăciunea aceasta. Să credem, în timp ce ne rugăm, Duhul Sfânt și puterea crucii lui Iisus Hristos se va atinge de persoanele astea. După aceea noi vom continua să ne rugăm pentru ei. Dar aș vrea să credeți că Dumnezeu este Dumnezeul minunilor și Dumnezeu să lucreze cu putere. Aș vrea să spun că simt din partea Duhului Sfânt că sunt aici câteva persoane care sunt foarte bolnave în trup și a venit aici, a Dumnezeu să vă atingă. Aș vrea aici, în partea dreaptă, separat de grupul ăsta, să veniți și vom face o rugăciune și pentru voi ca Dumnezeu să se atingă în vindecare. Dumnezeu să fie lăudat. Acum susțineți-mă în rugăciune. Doamne Tată care ești în ceruri, îți mulțumesc, Doamne, pentru sufletele care le-ai atins prin puterea Evangheliei Tale
și care au venit aici în față. Îți mulțumesc pentru cei mulți care i-ai atins și care n-au făcut pasul în față, că n-au avut curaj. Dar acolo unde sunt, Doamne, te rog să-i atingi, să-i speli în sângele Tău, să le dai iertarea și mântuirea în dar, în numele Domnului Iisus Hristos. Te rog, Doamne, să te atingi de cei care s-au rupt și au venit aici în față. Te rog să le scrii numele în cartea vieții, Doamne. Te rog să-i eliberezi de păcate și de legăturile diavolului. Te rog, Doamne, să le dai credință și să creadă în aceste momente că tot trecutul lor este șters, că din această seară pășesc într-o lume nouă și într-o viață nouă și Tu îi vei ține de mână până la capăt, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi în fiecare zi, să ai milă de ei. Ajută-i, Doamne, să vină lângă Tine, să slujească numele Tău, să caute o biserică, să caute să citească Biblia, să caute fața Ta și Te rog, ajută-i ca pocăința care s-a declanșat în ei să continue pentru tot restul vieții lor. Atinge-te de toată adunarea și de toți oamenii. Binecuvântă, Doamne, tot Biorul, binecuvântă toate localitățile, Ineu în întregime, binecuvântă pe cei, Doamne, care au dat libertatea să fie evangelizarea, binecuvântă primarul și primăria, binecuvântă poliția, binecuvântă, Doamne, patronul de aici, binecuvântă toți oamenii, Doamne, care au stat pe margini și au auzit Evanghelia. Doamne, arată-ți puterea, mântuind și salvând și lasă pocăința Ta peste noi, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Speranța cântă, noi ascultăm, noi ne rugăm și frații și slujitori, vă rog toți să veniți aici în față, să-i conciliem, să-i sfătuim, să le vorbim, să-i apropiem, să stăm în legătură cu ei și Dumnezeu să dea biruința. Amin. Lăudați să fie Domnul pentru seara aceasta. Noi continuăm să slăvim, să glorificăm numele Domnului Iisus Hristos, să rămâneți în față. Vrem să vă oferim ceva și din partea noastră, din partea misiunii Speranța, ceva care să vă aducă aminte de această zi. Haideți cu inimile deschise să continuăm. Invităm frații slujitori să meargă, să se apropie, să se roage cu oamenii care au venit să-L predea viața Domnului Iisus. Vreau să vă spun că a fost un moment în viața noastră când am făcut același lucru. Am venit în față, ne-am predat viața Domnului Iisus Hristos și de atunci până în prezent nu ne pare rău de niciun moment, de nicio secundă pe care am trăit pe acest pământ pentru că l-am trăit cu Iisus Hristos. Vă îndemnăm să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, să citiți Biblia, să căutați o biserică unde îl simțiți pe Dumnezeu prezent. Rugați-vă înaintea lui Dumnezeu și împrieteniți-vă cu oameni care vă vor apropia mai mult de Dumnezeu. Mulțumim bisericilor care s-au implicat. Nu uitați, acel făturaș, Biserica Baptistă vă așteaptă mâine la închinare, la ora 18, miercuri la închinare, la ora 18, pentru toți cei care au spus un da lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cei care aveți loc, vă invităm să ocupați locurile. Cei care vreți să mergeți înspre casă, puteți să mergeți cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă aibă în pază. Continuăm să slăvim, să preamărim numele Domnului Iisus Hristos cu câteva cântări. Nu uitați, acolo la ieșire veți găsi aceste CD-uri, DVD-uri cu cântări și haideți cu inima deschisă să continuăm câteva momente lăudându-L și binecuvântându-L pe Domnul. Sunt călător pe acest pământ, călătoresc spre locul sfânt, unde Tatăl mă așteaptă. Prin voi și munți eu străbat, de la țintă nu mă bat, merg pe calea dreaptă. Las în urmă tot ce-i rău, ținta mea e Dumnezeu, mă îndrept spre Hristos și în orice zi voi privi spre cerul luminos. Acolo nu va fi dureri, nu vor fi încercări în cer. Tatăl mă așteaptă. Prin voi și mulți eu străbat, de la țintă nu mă bat, merg pe calea dreaptă. Las în urmă tot ce rău, ținta mea e Dumnezeu, mă-ndrept spre Hristos și-n orice zi voi privi spre cerul luminos. Acolo
voi fira cu Tatăl meu. În fața lui mă voi închina, îi voi mulțumi de jertfa sa. O veșnicie îi voi cânta acolo. Nu vor fi dureri, nu vor fi încercări în cer. Va fi doar pace, bucurie, eternă veselie cu El. Acolo nu va fi tristețe, nu va fi bătrânețe în paradis. Va fi doar de-a pururea cântare, splendor de descris, splendor de descris. Și eu voi fi acolo, la masa lui voi sta. Voi spune, Doamne, te iubesc. Pregătit în cer de Iisus Hristos, voi fi și eu cu sfinții în slavă în cerul glorios. Acolo nu vor fi dureri, nu vor fi încercări în cer. Va fi doar pace, bucurie, eternă veselie. Lăudați să fie Domnul! Vom mai cânta o cântare, ultima cântare spre slava Domnului. Aș vrea să vă spun să aveți grijă la ieșire, acolo când ieșiți. Sunt foarte mulți oameni, aveți grijă la conducere, la mașină, la autorități. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost împreună cu noi în această dupămasă. Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă dea pace, bucurie și Domnul să ne dea la toți mântuirea. Nu uitați, puteți să luați acest DVD cu programul din seara aceasta în câteva momente de la standurile noastre. De asemenea, acolo găsiți și DVD-ul Misiunii Speranța și împreună cu alte CD-uri spre slava Domnului. Vă dorim Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. O noapte bună tuturor, vă spunem la revedere! Vine ziua fericită, vine ziua mult dorită, când din nou ne-om întâlni. Vine ziua așteptată, vine ziua mult visată, când cu Dumnezeu vom fi. Ne-om vedea în ziua mare, ne-om vedea la sărbătoare, ne-om vedea la răpire. Pământul vom lăsa, ca și gândul vom zbura în țara unde-i nemurire. O, ce sfinte bucurii vom avea în veșnicii. Pe Domnul vom vedea, spre slava lui vom cânta, în veci cu El ne-am bucura. Când spre ce ne-o cântăta,
Doamne, te așteptăm. Vino, Doamne, azi te chemăm. Vino, Doamne, e dorul sublim, veșnicia cu tine să fim. E aproape venirea lui Iisus Hristos, când va lua pe lui de pe pământ. Mireasa așteaptă prin mirele iubiri, o, Doamne, vino mai curând. Vino, Doamne, te așteptăm. Vino, Doamne, azi te chemăm. Vino, Doamne, e dorul sublim, veșnicia cu tine să fim. Semnele ne spun că Domnul va veni, se va primi la Domnului cuvânt. Iubiți ascultători, n-am cuvinte să mulțumesc Domnului pentru tot ce a fost în seara aceasta. Mulțumesc Domnului că m-a cercetat și pe mine și m-am dat seama că primul care trebuie să pocăiască de aici este pastorul Pădure. Domnul să mă ajute și pe mine și pe voi. M-am bucurat în seara aceasta că ni s-a adus aminte cine-i Dumnezeu. Este Cel care ne-a creat. Dar nu uitați, ca și Creator se îngrijește de noi și are o poruncă pentru noi. Când îi văd de pocăință, ne poruncește să ne pocăim. Doamne, ajută-ne să ascultăm și porunca aceasta. Pentru toți care au ieșit aici, Doamne, binecuvântă-i, nu uităm să ne rugăm pentru ei. De aici s-a făcut precizarea, mâine seară toți la biserica din Neu, fac o corectare. Unii sunteți din Oradea, unii sunteți din Oșorhei, unii sunteți din Giriș, am întâlnit pe cea. Din satul de unde sunteți, mergeți la biserica din satul vostru. Căutați oameni cu adevărat pocăiți, apropiați-vă de ei și rugați-vă neîncetat. Domnul să vă însoțească pe cale. Mulțumim Domnului pentru fratele predicator, frate Zegran. Doamne, însoțește-l în lucrare pe care o face și binecuvântă-l. Mulțumim pentru grupul acesta minunat de cântăreți. Domnul să vă binecuvinteze și în țară și peste otare unde mergeți și fie cântarea voastră să cerceteze multe suflete și să fie aduși la pocăință. Pentru toți dorim a Domnului binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze la toți casele, familiile, satele de unde sunteți, bisericile voastre și pentru toate fie lăudat Domnul acum și în veci. Amin. Îi mai rugăm pe frate să mai cânte o cântare.